O, Beni. Am lucrat în construcție. Deci până la urmă... Asta făceam în timpul liber, pe acolo, prin sat. Ei, și dacă îmi da de... Noi aveam și doctor la firmă. Și prin doctorul ăla m-am cunoscut cu el mai mult timp. Și zic că n-ai vrea să fii potcovar? Zic, da, asta e meseria de copil. Și am venit, am făcut filmare. Și după aceea au venit. Am făcut școală. Unde școală? Ați făcut școală? Tot aici, așa, acasă, că trebuie să mă duc la dânsul în Germania. Și n-am putut, că nevasta era operată. Și am zis că nu pot, că n-am cum să lăs animalele, n-am cine să lăs om acasă. Și au venit acolo. Și ați făcut cursuri, ați actualizat. Da. Păi el a spus, întâi îmi face o potcoavă, că sunt călcăi la cal, sunt la 45, așa normală, sunt la 90, normală. Este, sunt la 90 și la 45. Și l-am spus așa, ți-am făcut o potcoavă eu, tu îmi lucrezi după mine. Și ca să lucrați, uitați, o potcoavă de asta. Uitați, am, asta e cea mai mică, am de 50. Uite așa, cât gura la pălărie am acasă potcoavă. Și am bătut și eu la așa, prin nicovală și am făcut-o exact ca lui. Și când gata, văzut, a fost angajat. Când am văzut că așa, au zis că... Ia, îți place meseria asta. Asta dacă îți place practicul, dacă nu, las-o la altul. Dacă durează, spun, o potcoavă, să faceți tot. O oră durează, nu? O oră durează, da. Ați... În așa 5 ani ați potcovit, cred că... Eu. Fără număr cai, nu? Păi am făcut și... Și 15 pe zi. Asta e record, nu? Da. A fost o zi care... Adică și animalul, de exemplu, dacă stă cu minți așa, lucrezi repede, știi? Dar așa dacă el sunt, e care aruncă, da, sunt, nu? Care nu stau. Da. Uite, am eu atins de vreo 2-3 ori și nu mai stau. Animalul, da. Momentul când l-ai atins, să-i scos, noi am medicamente la mine, i-ai pus medicamentul, i-ai scos ca iau de acolo, nu e mai bat înapoi. Așa dacă el, momentul l-ai atins și el o copt acolo, l-ai scos din sărite, nu mai greu, tare ca să-l poți să-l îmblânzești la chișorul și ăla. Da, are un chișorul drept, ferească Dumnezeu, când ajungi la el... Aveți mai mult treabă acolo, da. Nu? Da, da. Ei, nu, vă dați seama, depinde de fiecare. Așa l-a fac un padoc acolo, așa, atât, așa mi-a zis băieți, ei te duci acolo, la un chișor, îl faci acolo, că nu stă. Eu ești mai nărăvaș, da? Nu-s mai... E nărăvaș, nărăvaș îl faci tu. În momentul când l-ai atins, și dumneavoastră, dacă te-aș tăie la un picior, nu zvârc ceva, păi poți să suferi dacă te tai un cineva sau când te tai, nu te ustură. Așa-și animalul, la dânsul, nici o problemă, dar... Da, aveți un ucenic, îl învățați meseria asta? Mai sunt care i-ar învăța? Nu. Și ori nu e mecanic de bord avioane, nici nu vrea să audă de așa ceva, nici. Am o fetiță acasă de 11 ani care mă mai ajută așa, știi, toate sculile, știi. Dar el nu vrea, nici nu vine măcar să vadă. Dacă ne aduce o potcoavă, să ne aduce niște hacuri, atâta, de restul nu vine. Nu vine, nu vrea, vă zic că nu. Eu mă duc acolo, că acolo e meserie mea. O stau eu, stă în cai în schinare. Să câștig mai bine din potcovit decât din construcții? Da, ce să spun, că se câștigă. Se câștigă, că dacă nu s-ar fi câștigat, problema este că îți faci treaba acasă, poți să ieși niște animale și altceva n-ai. Și locuiți acum tot în... Da, Măgoșești. În Măgoșești, da. Da, la postul poliției, da. 200 de metri mai la deal. Da. Am gara. Da. V-au dat tot ce trebuie. Da. Da. Roata împrejur, da? El în momentul când nu i-a făcut conturul, i-a tăiat clama și, ca să nu mai dea cu hrașpa. Adică e un pic mai simplu acum? Nu-i mai simplu. El așa vrea, nu vrea. Odată ce i-a făcut așa, neamțul e foarte omănos, să știți. E foarte omănos, îl spune de 100 de ori, dar iertare la dânsul nu este. Poți să te pui și jos, în genunchi. Da. Asta e problema. Dar el, și la momentul că dacă nu l-ai pus potcoava să iasă în afara călcăilui, atunci și l-ai pus așa pe capătul ăsta, gata, ai terminat-o cu el. Ai plecat, te duci și dai genise singur. Deci așa trebuie pus corect, nu? S-a întâmplat odată că am pus-o prea puțin la călcăi, la colțul călcăilui, și mi-a ținut morală 3 ori pe ceas. Da. Și pe
picat, da, trebuie să iasă cum trebuie, da, normal. Eu zis că are, nu m-am așteptat la vorba aia. Așa mă scuzați, zis. Ne uităm dacă este bună, nu este bună. Așa. Nu, este și o leacă ținii, dăm cu hraspa. Trebuie să-i facem și un contur. Nu o lăsăm așa de banii lui. De exemplu, dacă e unghia prea mare în partea asta, e mai luăm o leacă de aici, așa, să aibă cât de cât măcar un contur ca lumea. După aia punem potcoava. Hop, hop, stai cu minte. Bine. Bine, stai cu minte, bine. Uitați. Asta e potcoava. Pus în urmă. Așa, acum luăm ciocanelul. Luăm ele. Și batem. Duiem ca ele, ca să nu ne tai când trage piciorul. Ca ele nu se bat drept, se bat chizâș, ca să iasă afară, altfel este în mai ieșă. O, oh, bine, ho! Oh. Nu, tata, ca să fii gata. Strângem clamele. Clamele este, pentru este două caiele de la spate. Clamele este două. Când strângem clamele, exact ca cum îi strânge șnuri la pantofi. La cât timp îți primați? La două luni. S-a obișnuit că e dumneavoastră, nu? Vorbesc frumos, și construcții de la noi în țară s-au scos și plecat? La noi în țară și am pus mutarea la câmp. La mult, bine. Unde s-a scuzit? Unde s-a scuzit? În Italia. În Italia? Da. Și cum? Era atât de bine sau acolo e grea multe? Tot ce tăiem ca ele, le strângem. Dăm cu hrașpa așa, ca aici să nu se lovească când, de exemplu, sunt care se mai cosesc, nu se poate lovi. Asta e ca un fel de manicură. Asta e tot. Ce se vede la unul? Are parte. Da. Bine. Da.